Au fost momente pline de bucurie pentru copiii de la centrul de recuperare Podul Lung. Cei mici au primit cadouri și s-au distrat pe cinste la vânătoarea de ouă de Paști organizată în curtea centrului. Iepurașul a fost deja în vizită la copiii beneficiari ai centrului de recuperare pentru copii cu dizabilități Podul Lung. A fost o atmosferă veselă cu muzică și multe surprize. Alături de personal și de părinți, copiii au participat la vânătoarea de ouă de Paști organizată în curtea centrului. Energia copiilor a fost molipsitoare pentru toți cei prezenți. Bucuria lor sinceră surprinsă în imagini ne rămâne în suflet ca o amintire neprețuită. Felicitări Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și colaboratorilor Asociației Magia Viitorului și echipa Veselă Timișoara pentru implicare și realizarea acestui eveniment minunat. Transmit reprezentanții Primăriei Timișoara.